Domnule primar, suntem, iată, aici, putem spune, în mijlocul acțiunii. Ce se întâmplă pe această porțiune de drum? Drumul respectiv aici este zona strada Viorelor, cum o știe toată lumea. Este o zonă, ca zic așa, inundabilă, este zona unde se strânge cea mai multă apă din localitate. De aceea trebuie să ridicăm, să refacem stratul de piatră, să venim cu asfalt, după care să betonăm, să adâncim toată derea, cum îi spunem noi, în localitate, pentru că aici se strânge toată apa care vine din partea de nord și de nord-vest a localității. Este un proiect amplu, semnat contract de finanțare în august 2019, cu implementare în următorii 2 ani și jumătate, dar văd că lucrurile merg foarte bine. Deja am reușit din cei aproape 9 km de drumuri asfaltate, deja să avem aproape 3 km asfaltați, deja ai cum în mijlocul verii. Sperăm până la finele anului, cred că ne apropiem de 7-8 km, adică undeva până la anul, pe vremea asta, să terminăm partea de asfaltare, urmând în paralel să demarăm și partea de rigole betonate pentru preluarea apelor pluviale și executarea accesurilor pentru fiecare proprietate în parte, prin betonare. Ce alte proiecte aveți de infrastructură aveți în acest moment în desfășurare? Aceleași lucrări de modernizare rutieră avem atât în Mircea Vodă, cât și în Mircea Vodă, zona gării, unde o să mergem să vedeți că și acolo s-a asfaltat și se lucrează la acostamente. În Mircea Vodă trebuie să finalizăm luna viitoare capela mortuară. În Țibrinu avem și acolo de asfaltat străzi. În satul nou urmează săptămâna viitoare să asfalteze. Deci toată comunitatea, localitatea sau comuna este într-un șantier, ca să zic așa. Dar într-un șantier de dezvoltare și modernizare. Ceea ce înseamnă că în scurt timp scăpăm de disconfort și ne vom bucura împreună de drumuri moderne, fără praf, fără gunoaie, fără mizerie în primul rând și fără noroi. Domnule primar, suntem aici în noua sală de sport din satul nou. La ce nivel sunt lucrările? Ce beneficii vor avea tinerii și cei care iubesc sportul în general? Păi, după cum vedeți, sala este aproape de finalizare. Mai avem de montat doar șpalierii pe pereți, plasele și porțile de fotbal, coșurile de basket. Eu zic că mi-am atins unul din obiective, una din promisiunile importante pentru locuitorii și copiii din satul nou, pentru că aici nu există nicio sală de sport, nu aveam unde să facem iarna să ne facem orele. De anul ăsta vom avea o sală modernă, la standarde europene, care va deservi atât elevii, cât și tinerii din comună și sper eu că ne vom întâlni cu acest obiectiv să-l stăpânim cât mai mulți ani sănătoși. Să ne bucurăm de el, să creștem, să ne dezvoltăm frumos.